Magia sărbătorilor de iarnă va cuprinde Slatina încă din acest weekend. În seara de 1 decembrie, peste 1 milion de luminițe vor fi aprinse pe străzile din municipiu. Anul acesta, parcul va fi centrul universului magic și feeric al Crăciunului. Aici va fi organizat târgul de sărbători sub un tunel format din peste 1500 de beculețe. În parc au fost amenajați și 2 brazi naturali plantați special pentru sărbătoarea lui Moș Crăciun. Pe parcursul întregii luni vom asculta concerte susținute de mari artiști, dar și colinde. Vom avea programe artistice, să zic așa, în fiecare săptămână, invitați de seamă, Monica Angel, Paul Surgiu Fuego, unul din preferații mei, Joe, Iuliana Beregoi și mulți alții. Așa că vă așteptăm cu drag în fiecare zi, în fiecare weekend, să ne simțim bine împreună și să ne bucurăm de sărbătorile de iarnă. Moșul nu îi va uita nici pe cei mici, care vor primi cadouri de la Moș Nicolae, iar Moș Crăciun îi așteaptă cu daruri pe colindători. Pe data de 6 decembrie, povestea lui Moș Nicolae, prin care copiii din structurile de învățământ antepreșcolar și preșcolar din municipiul Slatina vor primi daruri de la Moș Nicolae. De asemenea, la fel între 10 și 20 decembrie, ca de obicei, ca în fiecare an, și țin să spun acest lucru pentru că noi facem aceste programe, în fiecare an le-am făcut, de saga lui Moș Nicolae, un alt program al primăriei Slatina, între 10 și 20 decembrie, câte 120 de copilași de la fiecare unitate de învățământ ne vor colinda și vor primi cadouri. Pentru toate acestea, municipalitatea a alocat un buget de 248.000 de lei, la care se vor adăuga surprizele din noaptea dintre ani.